Cel mai bun ecran pe care l-ai acasă trebuie să fie televizorul. E normal să te documentezi bine înainte să iei o decizie și tocmai de aceea te afli în pagina de prezentare a următoarei tale achiziții. Eu sunt Radu și te voi ajuta să faci cea mai bună alegere. Am observat că ai pus ochii pe noul LG UQ81. Hai să-ți spun care sunt punctele forte ale acestei serii. Noile televizoare din gama UHD, UQ81, vin cu tehnologia ale ecranului care oferă un unghi de vizualizare larg, culori vii și gradate cu precizie, o luminozitate ridicată, precum și o rată a contrastului, tipică panelurilor retroiluminate direct LED. Astfel, reproduc cel mai bine informația digitală pe care o afișează, indiferent de sursa din care provine. Seria de televizoare UQ81 se bucură de un design minimalist și elegant, cu ramă îngustă pe trei laturi, iar piciorul central facilitează poziționarea pe orice tip de mobilier. Îți recomand totuși să-l așezi pe perete, pentru o experiență de vizionare ideală. Pe noul LG UQ81 vei regăsi un suport extins pentru conținut în format HDR10 și HLG, standarde ce atestă capabilități de redare impresionante. Aceste standarde HDR vor face diferența mai ales în cazul aplicațiilor de video on demand disponibile în ecosistemul webOS. Netflix, Amazon Prime, HBO Max, dar și Disney Plus. După ce îl instalezi, îți recomand să activezi Filmmaker Mode. Așa o să te bucuri de culorile și de ambianța recomandate de regizorul filmului. Și dacă tot suntem la capitolul entertainment, trebuie menționat că LG UQ81 vine și cu o serie de avantaje pentru cei pasionați de jocuri. Vorbim aici despre Auto Low Latency Mode, profile de imagine HGIG, meniul Game Optimizer special conceput pentru utilizatorii de console și PC, dar și acces facil la serviciile de cloud gaming, Nvidia GeForce Now și Google Stadia. Practic, te vei putea juca cele mai noi jocuri direct pe televizorul tău LG, fără a mai fi nevoie să conectezi consola sau PC-ul. Unul din criteriile departajante în alegerea noului televizor ar trebui să fie procesorul dedicat de imagine, cel care analizează și îmbunătățește în timp real imaginile și sunetul. Televizoarele din seria UHD UQ81 sunt echipate cu procesorul Alpha 5 din generația 5-a, unitate care se ocupă de procesarea și de upscaling-ul imaginilor, optimizează intuitiv claritatea, definiția și nivelul de culoare din fiecare cadru afișat. Tot procesorul grafic dedicat reglează automat și luminozitatea, ținând cont de scena din filmul la care te uiți, dar și de lumina din cameră. Astfel, imaginea rezultată respectă viziunea regizorului. În ultimii ani, televizorul a devenit hub-ul multimedia al casei tale smart. Cu o interfață robustă și control facil cu ajutorul Magic Remote, webOS rămâne unul dintre cele mai apreciate sisteme de operare. Acesta îți facilitează accesul la cele mai importante platforme de video on demand și cloud gaming, suport extins pentru aplicații, control al device-urilor IoT și comenzi vocale. Sistemul de operare webOS este gândit ca o galerie în care găsești rapid toate meniurile, opțiunile, precum și o mulțime de aplicații, jocuri și chiar canale online cu știri, emisiuni și seriale. Interfața prietenoasă îți ușurează întreaga experiență de navigare, iar secțiunea integrată LG Home Dashboard este un adevărat hub de control al TV-ului, dar și al dispozitivelor Smart IoT din casa ta. Ai acces facil la funcțiile de bază ale acestor device-uri și chiar posibilitatea creării unor scenarii de automatizare în casa ta. Noul LG UQ81 suportă comenzi vocale și integrează chiar și majoritatea asistenților virtuali disponibili pe piață, fără a mai fi nevoie de device-uri externe compatibile. De asemenea, poate fi integrat în HomeKit-ul celor de la Apple și suportă standardul AirPlay 2. Telecomanda Magic Remote, care te ajută să scrii parolele sau căutările mai repede decât pe orice alt televizor de pe piață, rămâne în continuare unul dintre motivele principale pentru care îți pot recomanda un televizor smart la LG. Sunetul este cel puțin la fel de important ca imaginea. De aceea, pe LG UQ81 vei găsi numai puțin de două difuzoare cu un total de 20W pentru experiența audio imersivă. Poți să te conectezi și prin Bluetooth la el, mai ales cu o pereche de căști, ca să te uiți până noaptea târziu la seriale și îl poți lega la alte difuzoare wireless compatibile. Din punct de vedere tehnic, cu cât difuzoarele sunt mai mari, cu atât sunetul este mai amplu. Investește într-un soundbar sau un sistem de sunet dedicat dacă vrei o experiență cât mai apropiată de cea de cinema. În acest sens, îți recomand să vizitezi și secțiunea de audio a magazinului din care ne urmărești. Oferta de soundbaruri LG de anul acesta este impresionantă. În afară de o consolă sau poate PC-ul pe care îl vei lega la el ca să te joci, totul se întâmplă sub semnul standardelor wireless. Cu ajutorul AirPlay 2 poți trimite imagini sau poți duplica ecranele de pe dispozitivele mobile, iar prin intermediul comenzilor vocale rostite în microfonul Magic Remote, îți vei controla și asistenții virtuali. Pe lângă asta, ai la dispoziție conectivitate HDMI, portul USB, ieșire audio optică și port rețea pentru cablu, pe care îți recomand să-l folosești. Sunt sigur că ți-a fost de folos această prezentare, iar acum, ca ai toate detaliile, vei putea face cea mai bună alegere pentru tine. Găsești toate specificațiile în pagina produsului. Spor la cumpărături!